Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Este astăzi alături de noi Daniela Irimia, consilier, trainer și vom vorbi despre această frumoasă campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, Educația și viața socioemoțională a copiilor noștri, dezvoltarea socioemoțională a copiilor noștri. Pornind de la o recomandare de carte, este vorba despre Mitul copilului răsfățat de Alfie Kohn, o carte publicată în colecția Parentaj, o carte care face parte din această campanie Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Câteva cuvinte despre carte. În mitul copilului răsfățat, Alfie Kohn reia cu argumente noi și pe baza celor mai recente studii temele analizate în cărțile sale anterioare și care definesc relația cu tinerele generații acasă sau la școală. Concepte precum iubire necondiționată, permisivitate, disciplină și autodisciplină, reguli, granițe sănătoase, competitivitate și concursuri, pedepse versus recompense. Independența și autonomia sunt alte două idei pe care Alfie Kohn le aprofundează în ultima sa carte, de data aceasta încadrându-le cumva în contextul unui fenomen al individualismului analizat din perspectivă culturală, istorică și politică ideologică. Daniela, ce înseamnă de fapt un copil răsfățat și unde putem să facem aceste, hai să-i spunem, delimitări între, eu știu, un copil răsfățat care nu a avut, să spunem, parte de o educație corespunzătoare, cumva asta ținând și de stilurile de atașament din copilărie, și un copil cu o personalitate, mai conturată, un copil care, chiar dacă există lipsa de discernământ, să zicem, în jurul vârstei de 4, 5, 6, 7, 8 ani, dar sunt copii poate ușor mai introverți care nu își exprimă Corect. ideile, care nu își exprimă emoțiile, unii chiar și le reprimă, pentru că, cum spuneam, din punct de vedere cultural, așa au fost probabil învățați. Și Bineînțeles. copii care își doresc să-și exprime și partea aceasta de creativitate, de imaginație, care pe ei ajută foarte mult în dezvoltarea lor ulterioară. În primul rând, îți mulțumesc pentru invitație. Și se potrivește perfect subiectul ăsta al copilului răsfățat, pentru că sunt posesoară de unui băiețel de 5 ani și jumătate, aproape, de fapt, merge deja spre 6, care nu de puține ori este etichetat ca fiind răsfățat, când el, de fapt, este un copil genial. Și nu zic doar pentru că este al meu, am pregătire psihologică și eu și soțul. Deci putem să privim copilul ăsta și din perspectivă un pic mai detașată, nu doar că e al meu și că l-am crescut într-un anumit stil de parentaj. Răsfățul și definiția pentru acest răsfăț cred că se află în mintea fiecărui adult. Pentru fiecare înseamnă altceva. Bunicii sau cei care sunt deja la o anumită vârstă și au aplicat un anumit tipar de parenting, poate mai rigid, cu mai multe reguli, în care copilul trebuie să știe că părintele e șeful în casă, copilul trebuie să facă ce îi se spune. Ei, copiii din ziua de astăzi, sau cei pe care îi văd eu aici, în bula mea, sunt crescuți într-un stil mult mai liber. Și permisiv, nu în sensul de nepăsare, ci să facă ce vrea ei, ci liber să se dezvolte Să și exploreze. să-și arate creativitatea și personalitatea. Pentru că, cum bine ai spus tu, sunt copii introverți care nu-și exprimă atât de ușor emoțiile, fricile, temerile, și sunt alții care, mai ales dacă au fost lăsați, e chiar dau pe față tot ceea ce simt. Și
Na, un copil de 5 ani nu o să facă ca un adult de 35 care o să spună, uite, acum simt tristețe pentru că nu pot să fac nu știu ce. Nu, din păcate nici mulți adulți nu pot face lucrul ăsta. Și el ce o să facă? Poate o să trântească o jucărie, poate o să facă mofturi la masă, pentru că nu știe cum altfel să verbalizeze ceea ce simte. Și atunci, din punctul meu de vedere, noi ca și părinți, în primul rând, noi ca și părinți, trebuie să ne învățăm emoțiile, să învățăm să le recunoaștem la noi, ca apoi să le recunoaștem la copiii noștri și să învățăm să le verbalizeze. Și atunci când spune cineva din exterior că al meu copil e răsfățat pentru că îi dau voie să se exprime și apoi în funcție de ce el exprimă, eu să merg la nevoia lui primară și să încerc să răspund la ea, e treaba lumii, e gura lumii. Și ar fi minunat, lucru pe care de altfel sunt multe mituri din astea pe care le demontează în carte, de ce crede lumea și ce se întâmplă în realitate. Fiecare generație crede că generația lor, bun, eu spun, pe vremea mea când am fost eu la școală, făceam nu știu ce. Și uite, concret în contextul actual. Când eram eu la școală, am auzit de nenumărate ori că suntem generație de sacrificiu. Pentru că se tot schimba programa școlară, programe diverse. Dar ghiși ce? Am deja 35 de ani și în continuare fiecare generație e generație de sacrificiu. Și uite așa rostogolim niște principii sau niște sintagme care devin goale de conținut dacă ne uităm obiectiv la ce se întâmplă. Până la urmă, lumea e în schimbare și așa a fost întotdeauna și așa va fi de acum încolo. Un lucru care mi-a plăcut foarte mult din carte este o perspectivă în care noi spunem că lumea se schimbă când de fapt noi suntem cei care ne schimbăm. Când devenim părinți sau când devenim bunici, nu generațiile de copii s-au schimbat neapărat, ci poate eu am devenit mai rigid în idei, sunt mai puțin flexibil la lucruri noi, mi-e mai greu să accept noutățile tehnologice, poate, și atunci o să spun că copiii au o problemă, nu că eu nu țin pasul cu modificările din jurul nostru. Deci asta cu copilul răsfățat este de cele mai multe ori în mintea interlocutorului. Și la fel văd în jurul meu părinți sau bunici care spun despre a lor că sunt răsfățați când, până la urmă, tu l-ai crescut, adică cum poți să spui despre copilul tău că e răsfățat, adică e ceva ce nu se leagă. De ce nu se leagă? Pentru că foarte mulți dintre noi, adulții, punem în continuare mai mult preț pe cum ne judecă societatea, pe cum ne etichetează ceilalți părinți, decât pe ce ar trebui să punem de fapt accent. Ar trebui să punem accentul pe bunăstarea noastră ca familie, pe bunăstarea și pe sănătatea emoțională și fizică a copilului nostru. Dacă am un copil cu o personalitate, cum ai spus tu, bine conturată, sau dacă am un copil cu nevoi speciale de diverse facturi, nu știu, poate de învățare, poate am un hiperactiv, care nu se trezește la 6 dimineața, cum e filmul, se trezește la 6 dimineața și până seara la 10 este pe 2.20, non-stop. Și vorbește non-stop și aleargă și face totul în mișcare. El poate, ăsta este nivelul lui de energie, ăsta este felul lui de a fi. De afară o să pară că nu știu ce, că n-am făcut nu știu cum. Fiecare copil e unic, fiecare familie este unică în speța ei și la ce ne ajută cărțile astea de parenting? Eu am citit foarte multe încă de când le aveam în burtică, tocmai pentru că vin cu cele bune, și cum le aveți voi, de exemplu, la editură, care sunt documentate, sunt păreri, nu doar părerile specialiștilor, sunt oameni care poate lucrează de 20-30 de ani cu copii
și urmează studii și diverse experimente sociologice și poate să-ți dea niște date concrete, nu doar așa că spune, nu știu, o bunicuță că pe vremea ei copiii erau ascultători pentru că nu știu ce. Lucrurile s-au schimbat. Putem să spunem despre răsfăț ca tipar comportamental că ar fi, să spunem, și un soi de cutumă culturală? Pentru că mă gândesc la următorul aspect. Hai să zicem că în urmă cu 40, 30, 40, 50 de ani, societatea era într-un anumit fel. Corect. Da? Cam toată lumea era așa, asta s-a și dorit. Un soi de uniformizare a tuturor. Tot să fim la fel, să nu iasă nimeni din Pluton. Hai să-i spunem cu așa zisele beneficii ale societății de după 1989, când vorbim și despre dobândirea libertății, când vorbim și despre independență și despre autonomie, copiii trăiesc în alte repere, să le spunem, culturale. Și atunci, că pomeneai puțin mai devreme de tehnologie, sunt copii foarte, foarte smart, foarte deștepți, care ajung la vârste precoce, precum 7, 8 ani, 9 ani, 10 ani, aproape să dea lecții din punct de vedere tehnologic unui adult Corect. De 35-40 de ani. Corect. Pentru că ei au această deschidere. Nu mai zic că există curiozitatea, există dorința de a explora, dorința de, cum spuneam mai devreme, dorința de creativitate, de a-și dezvolta imaginația. Și atunci, faptul că un copil este curios, faptul că un copil este dornic de explorare a mediului înconjurător, nu ar trebui să-l facă neapărat răsfățat. Iar legat de limbajul comportamental, până la urmă, ne gândim că în primii ani de viață, mai ales în primele luni, copilul, singurul limbaj pe care l-are copilul este să plângă, ca să-și exprime, altfel nu știe, ca să-și exprime Corect. Emoțiile. Apoi, cât mai deprinde el unele cuvinte și mai învață și începe să-și dea drumul la vorbire și așa mai departe, mai ajunge să mai spună anumite lucruri. Dar e o mare diferență, normal, între felul în care un adult poate să-și exprime emoțiile, asta vreau, asta îmi doresc, și ceea ce face Corect. Un copil. Și atunci, în momentul în care la un copil, să spunem, impunem niște limite nesănătoase, el va fi reactiv. Va încerca cu armele lui, cu mecanismele lui de apărare, Corect. Să spună, uite, eu am trântit jucăria pentru că, bine, nu o să spun asta copilul, dar părintele a trebuit să înțeleagă că în spatele acestei reacții există o frustrare, există ceva acolo și că el, din cauza acestui motiv, a reacționat într-un anumit fel. Este perfect adevărat. Cum spuneam, ca un părinte să citească ce e în spatele comportamentului unui copil, are nevoie să lucreze el cu el în primul rând. Noi, la fel zic, ca la nivel de societate, facem un mare pas înainte cu cărțile de parentaj și acolo unde ele nu produc efect, e pentru că există gapul ăsta între bun. Eu am fost crescută într-un fel. Am învățat ce am învățat la școală și la facultate. Sunt, nu știu, un foarte bun contabil, sunt un foarte bun programator. Îmi fac meseria mea acolo și s-a întâmplat să devin brusc părinte. Dar nu m-a învățat nimeni să fiu părinte. Și ce fac? Perpetuez ceea ce au făcut părinții mei cu mine. Acum 30 de ani, 40 de ani, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, eu perpetuez pentru că nu știu cum să fac altfel. Vin cărțile astea și ne învață să fim empatici cu copii sau să iubim necondiționat. Dar nu ai cum să dai iubire necondiționată dacă nu știi cum se simte aia. Dacă tu ai fost crescut cu mama sau tata, dacă iei 10, nu știu, sau dacă te-ai purtat urât, astăzi nu mai ești copilul meu. Ce o să facă mai departe părintele ăla? O să rostogolească un comportament. Asta e nevoie ca părintele să învețe mai întâi la el să-și citească emoțiile, să-și înțeleagă reacțiile. Că dacă eu mă enervez pentru că copilul meu a făcut ceva, de fapt, nu copilul mă enervează, ci un buton care a fost apăsat la mine. Și, desigur, important eu, ca părinte, să învăț să mă cunosc, să-mi conștientizez
fricile, nevoile, emoțiile și apoi pot să lucrez la copilul meu. Am foarte multe cereri. Eu am un curs de stima de sine pentru adulți. Dar ghiși ce, primesc mai multe cereri uneori de ajută-mă cum să cresc stima de sine a copilului. Păi stai un pic, copilul ăla, mai ales până la 5-6 ani, nu o să învețe ce îi spui tu pe gură, o să învețe ceea ce vede la tine. Și dacă vede la mine că mă enervez și îi arunc cu farfurii după bărbatul meu prin casă, el ce o să facă? O să ia jucăriile și o să arunce cu jucăriile după mine. Dacă invers, vede că mă enervez, dar nu reacționez, ci inspir, expir și spun mami, uite, acum sunt supărată și am nevoie de 5 minute să mă calmez. Și dacă vede că fac eu asta o dată, de două ori, de 50 de ori, ghiși ce? O să facă și el. Deci copiii învață în primul rând prin imitație. Imitație, caracter imitativ. Da? Deci copiii învață prin imitație. Și ceea ce ne deranjează la copii e de fapt ceea ce ne deranjează și la comportamentul nostru. Deci asta, pe mine nu mă deranjează copiii care sunt curajoși. Și a curajos poate să însemne inclusiv să devine deranjant uneori pentru un adult, că vine și te trage de limbă și face și drege nu știu ce. Nu, ci pot să admir curajul lui, da? Pentru că admir oamenii curajoși. Libertatea lui de a se exprima, eleganța sau chiar perseverența cu care își urmăresc un obiectiv ca să obțină ceea ce vor. Dacă putem să vedem toate abilitățile astea, tot ceea ce fac copiii, în lucruri pe care noi ca adulți ar fi minunat să le avem, da, și să le păstrăm, îți schimbi perspectiva și vezi că păi, ăsta e, nu e un copil, ci ăsta este un omuleț mic care o să ajungă un om mare. Și la fel schimbăm perspectiva vis-a-vis de răsfăț în, na, în zona asta de dezvoltare personală. Dar am divagat să revin la întrebarea ta cu tuma culturală, pentru că este foarte bună și asta. E adevărat că adulții de, nu știu, generația noastră sunt mai deschiși către nou, pentru că n-am trăit suficient de mult în comunism ca să-și pună amprenta. Am avut parte de educație, și nu mă refer de educația din școală, ci de acces la mult mai multă informație și deschidere decât au avut ai noștri. Bun, eu am pus mâna pe primul calculator, nu știu, prin clasa 9, clasa 10, mama a văzut calculator când am avut eu, deci la 30 și ceva de ani. Copilul meu a văzut, de când a deschis ochii, a văzut tableta și telefonul și... Deci e normal să apară și schimbări din astea de generație. Dar mitul copilului răsfățat a existat dintotdeauna și explică foarte, foarte frumos în carte că și acum, chiar de citate, și acum 100 de ani se spunea că generația asta este răsfățată, că nu sunt bun de nimic, că nu vor decât să profite de pe urma indulgenței părinților și așa mai departe. Sunt sintagme care se perpetuează de-a lungul timpului și dau și părintelui un oarecare confort de nu e vina mea și așa e generația asta sau nu este meritul meu, așa e generația asta. Dar oricum am dat-o, tot ajungem și ne centrăm pe părinte. Nu vom putea crește copii buni și aici bun poate să însemne orice vrea fiecare, decât în măsura în care noi, părinții, suntem așa cum vrem să fie copilul nostru. Deci, vorbim de copii, nu după aia când se desprind ei și treaba lor ce fac cu viața lor. Dar un copil de până în 5-6 ani va face ceea ce vede acasă, va învăța prin puterea exemplului, își va dezvolta o anumită parte sau va inhiba o anumită parte în funcție de ce este permis acasă. Dacă îi spun, o altă carte care mi-a plăcut foarte mult și cred că tot de la voi este Crescându-l pe Cain. Da. Mi-a plăcut foarte mult cartea. Viața socio-emoțională a băieților. A băieților, exact.
dacă eu i-aș spune lui Fimiu, nu plânge că ești bărbat, da? Și o dată, de două ori, de trei ori, ce învață? Păi stai că emoțiile mele sunt proaste, n-am voie să fac asta și decât să plâng, mai bine îi dau cu lopețica în cap colegului, că eu tot trebuie să-mi descarc undeva emoția aia. Și pot să o descarc plângând sau pot să o descarc lovind. Sau, pe măsură ce înaintează în vârstă, pot să o descarc verbalizând. Și pot să spun, uite, sunt furios că mi-ai luat jucăria, te rog să-mi o dai. Și după ce i-am spus de trei ori și nu mi-o dă, pot să intru pe pilot automat și ori să-i dau cu lopețica, ori să fug la mama și să plâng. Dar astea sunt în etape. Uite, un exemplu personal unde a fost așa, când a meritat bătaia de cap și să-i repet lui Fimiu de un milion de ori lucruri, când pe la 4 ani avea obiceiul să muște. Cum cred că toți copiii mușcă? Să frustra, să enerva și mușca. Până când într-o zi făcea așa să zicea, mami, sunt atât de furios că îmi vine să mușc din tine. Dar n-am mușcat. Mi-a zis că sunt atât de furios încât îmi vine să mușc din tine. Și în momentul ăla am fost, wow, stai că se poate. Și în momentul în care putem să facem și ca adult, și ca copii, trecerea asta de la a face un lucru dezirabil, la a spune ce simt și ce ți-aș face, dar să nu fac și să mă duc să mă calmez în stilul meu, mi se pare wow. Se poate. Doar că e nevoie de lucru. Repet, cineva de afară neavizat poate să pună eticheta de răsfățat pe orice copil care face un lucru care nu e conform cu așteptările lui. Sau conform cu niște reguli împământenite, cum spuneam eu, în colectivul, în memoria colectivă a oamenilor. Faptul că trebuie să ai un anumit comportament dezirabil, faptul că trebuie să te porți într-un anumit fel, faptul că trebuie să ai anumite maniere, faptul că și multe, multe alte lucruri. Și, cred faptul că atunci când noi ca părinți reacționăm și copiii, mai ales în primii ani, copiii au acest caracter imitativ și ei fac ce văd la părinți și nu neapărat ce le spun părinții că ar fi bine sau n-ar fi bine să facă, pentru că aici vorbim și de capacitatea de discernământ, cred că acolo se activează și copilul interior al fiecărui părinte. Faptul că la rândul lui, exact cum spuneai tu, a văzut un anumit tip de comportament în familie și l-a perpetuat. Faptul că în spatele unei mici crize de furie a unui părinte pe un anumit comportament al copilului se ascunde în spate ceva, da? Eu știu că țipă la el, da? Mama a țipat la mine. Poate chiar să ajung să-i dau copilului o palmă, da? Că și eu am primit. Și sunt perpetuate astfel de tipare comportamentale. Da. Tocmai de asta zic că fiecare părinte ar trebui să lucreze cu el, să-și înțeleagă comportamentele, de unde vin, dacă le ajută sau nu, care sunt... Fiecare părinte, mai ales în primii ani, are un pachet foarte mare de frici. Cred că asta cu teama de a nu fi un părinte suficient de bun e la toată lumea. Doar că definiția asta cu părinte suficient de bun este la fel foarte subiectiv, în funcție de ce am primit, unii de ce au mai citit, alții de ce spune lumea. Sunt părinți și chiar m-a surprins că era un studiu în carte în care erau mai mulți părinți care au răspuns la un chestionar că vor să crească copii buni pentru societate decât să crească copii fericiți. Și asta a fost așa. Cum vine asta? Adică cresc copil bun pentru societate să conteze mai mult decât să crească un copil fericit. Societatea e formată din cine? Din atât de mulți? Sau cine poate să spună ce e bine pentru mine, pentru familia mea, pentru copilul meu? Sau poate că acum nu mai suntem legați de granițe. Bun, l-am născut aici, a crescut aici poate 3, 5, 7, 10 ani și peste, nu știu, ne mutăm, se mută la Londra sau se duce la Londra. Și acolo... E altă societate. Ce mai fac? Ce mai contează? Și m-a frapat asta. Deci, obiectivul fiecăruia dintre noi,
Da, eu vreau să trăiesc fericită și împlinită. La fel vreau și fiul meu să fie fericit și împlinit. Nu mă interesează să fie cel mai bun medic de la nu știu ce spital. Sau nu vreau să fie cel mai bun copil din clasă. Nu mă interesează să fie cel mai bun muncitor care să plătească taxele la stat. Nu. Dacă el vrea să picteze toată ziua și asta îl face pe el fericit și reușește să-și trăiască viața conform propriilor lui valori, e tot ce contează. E, oamenii, și aici e, la fel ține mult de gândirea colectivă. Eu nu înțeleg unde s-a rupt legătura între un om fericit, din punctul meu de vedere este și un om bun pentru societate. Că dacă eu nu sunt bine cu mine, dacă eu nu sunt mulțumită de unde stau, ce muncesc, cât câștig, nu am cum să dau mai departe în societate un lucru bun, pentru că am frustrările mele și toate frustrările mele se vor manifesta în comportamente care nu sunt ok pentru societate. Deci, până nu lucrăm la adulți, n-avem cum să schimbăm copii. N-avem cum să facem copii ăștia, generația de copii, nu poate să fie cu mult mai bună decât cresc părinții. Și o să susțin asta mult și bine. Mai întâi, crești tu ca părinte ca să poți să crești un copil ok. Vreau să cresc stima de sine a copilului, dar mie mi-e rușine să vorbesc. Sau eu nu știu să îmi exprim nevoile și așa mai departe. Nu poți. Deci nu poți să predai unui copil ceea ce tu nu ai, ceea ce tu nu știi să apreciezi la tine. Da. Încă o idee... Alfie Kohn mai pune sub, în cartea Mitul copilului răsfățat, mai pune sub lupă încă un concept devenit de curând, să spunem așa, în trend, la modă, acel al, și îl folosesc de câte ori am ocazia, acel al părinților elicopter sau, pe românește să spunem, părintele cloșcă, părintele care, vezi, încearcă cumva... Și asta are legătură cu răsfățul. Încearcă cumva să intre în spațiu intruziv, să intre în spațiul intim al copilului, să intre intruziv, să-l controleze, să creeze, poate fără să-și dea seama, fără să-și dorească acest lucru, din prea multă dorință de implicare și de protecție, să crească un copil cu o anumită dependență. Da, față de, de părinte. Ori, apropo de ce vorbeam noi la începutul intervenției noastre, de imaginație, de creativitate, de independență și de autonomie. Cât de important este ca să-l învățăm pe copil de mic, să-i dăm niște sarcini pe măsura puterilor lui, ca el corect. Să se descurce. Da? Nu știu, da. Te legi singur, te învăți, eu sunt un observator ca părinte, te corect. Legi singur la Adidas. Uite, te învăț să-ți faci singur o omletă. Uite, da. Te învăț să duci gunoiul. Te învăț ca după ce te trezești să nu aștepți pe cineva să-ți facă patul, ți-l poți face singur. Și multe, multe alte activități care țin până la urmă și de partea aceasta de disciplină și autodisciplină. Faptul că un copil disciplinat și care cunoaște anumite reguli va ajunge să fie și un adult organizat și corect. Disciplinat. Da? Deci aici este foarte important rolul părinților, cum îi lași copilului această autonomie și independență în așa fel încât să nu parcă nu ți-ar păsa. A, poate să facă ce vrea. Eu sunt permisiv și dau libertate totală. Nu, libertatea aia totală este foarte relativă. Adică eu sunt un observator, îl învăț pe copil, îl urmăresc în sensul în care vreau să văd că s-a descurcat la început, după care dezvoltă o încredere în acel copil. Eu am încredere în copilul meu și sunt convins că știe să facă lucrurile pentru că eu l-am învățat în felul respectiv. Da. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre ceea ce înseamnă răsfățul și mai ales din punct de vedere sociocultural, pornind de la o recomandare de carte, Alfie Kohn, Mitul copilului răsfățat, în colecția Parentaj a editurii Herald, carte care se află în campania online Educația și dezvoltarea socioemoțională a copiilor. Intrând pe site-ul editurii veți găsi foarte multe cărți din colecția Parentaj și nu numai, și din colecțiile
psihopractica și psihoterapia, unde se vorbește despre educația și viața socio-emoțională a copilului nostru și cât de important este noi ca părinți să fim empatici, să fim înțelegători și să avem o bună comunicare cu copiii noștri. A fost alături de noi Daniela Irimia, trainer, consilier, îi mulțumim foarte mult. Pentru sfaturile atât din perspectiva de trainer, dar cât și din perspectiva de părinte. E un lucru foarte, foarte important. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!